România în direct cu Cătălin Striblea la Europa FM. Bun găsit! Bine ați venit la cea mai importantă dezbatere din România. Poate unii dintre voi își amintesc cum s-a încheiat această emisiune în data de 13 mai. Chiar în ultimele sale secunde am discutat atunci dacă nenorocirea din colectiv este și din cauza societății, adică a noastră. Și spuneam ascultătorului nostru, Cezar, medic, că el, de exemplu, este împins deseori de societate să greșească, că pacienții din saloane se sfătuiesc între ei cât să dea la medic. Știți scena? Și atunci a apărut corectura sa, el a înmuiat noțiunea asta de mită într-o abordare mai nuanțată și vă invit să-l ascultați atunci, chit că vorbeam așa un pic peste el, dar stai să vezi. Șpaga este în momentul în care condiționezi un act de orice natură, de o... Da. Un beneficiu pe care tu să-l iei de la cel pentru care prestezi. Corect observație. Banii sau cadourile primite de la cel pentru care ai prestat, fără ca tu să fii condiționat actul prestator față de el, sunt cadouri. Asta se întâmplă peste tot. De ce dăm bacșiș la Machelner? Da, râdeam atunci pentru că în multe situații asta poate să fie un alibi foarte bun. Dar în multe altele ar putea reprezenta adevărul, adică oamenii să-și arate recunoștința cu bani sau cadouri. Știți de ce spun asta, probabil mulți dintre voi, pentru că aceasta va fi judecata și morală, dar și în fața instanței a unui celebru chirurg din Timișoara, șeful secției de oncologie de la Spitalul Municipal. Octavian Mazilu a fost arestat preventiv după o supraveghere de aproape o lună în care a luat bani de la pacienți de aproximativ 20 de ori. Sumele erau cuprinse, zic procurorii așa, între 100 și 2000 de lei și erau date în cabinetul său. Nu știm astăzi dacă ele reprezentau o condiționare sau altceva, dar cu siguranță la judecată vom afla mai multe și... Avem de judecat totuși mai multe aspecte aici. În ultimii ani, statul român a făcut eforturi mari ca să oprească medicii în țară și a început să plătească salarii importante în sistem, la oaltă, cu funcția de director și de profesor universitar. Medicul de care vorbim a câștigat uneori în lunile anterioare și 35.000 de lei pe lună. Suma e mare pentru România, dar poate că în străinătate, cine știe, omul ar fi câștigat mai mult de atât. Să nu înțelegeți că sumele astea de bani ar trebui să compenseze salariile. Dar dacă acestea nu sunt suficiente la un anumit nivel, poate că statul trebuie să găsească și alte metode de plată și răsplată. De exemplu, se practică în unele țări, dacă vrei să ajungi la un profesor universitar, chiar și la stat, ai un tarif special pe lângă banii din asigurare. E doar o idee. Luați-o cu un bob de sare. Ce mi-e foarte clar și din această emisiune, dar și din experiențele personale, este că această grilă nouă de salarizare a schimbat atmosfera. Sunt din ce în ce mai mulți medici locuri în care obiceiul dispare, iar noile generații par mai puțin înclinate către asta și de o parte și de alta. Este greu de crezut însă că traumele unor ani complicați din comunism și din tranziție se vor șterge ușor din memoria colectivă. Iar ce facem noi astăzi este de fapt o fotografie a momentului, unde suntem și încotro se îndreaptă societatea noastră din acest punct de vedere. Așadar, vă invit la 0372069599, îl repet, 0372069599, să ne mai spuneți așa. Ați mai dat șpagă în spitale după mărirea salariilor medicilor, adică în ultimii ani, 2-3, ceva de genul ăsta. Acceptați contribuția bănească drept o formă de mulțumire după actul medical? Există cazuri în care v-a fost refuzată atenția? Da, 0372069599. Dacă se întoarce Cezar, medicul cu care am deschis această emisiune, este binevenit. Sper să și prindă linie și să putem să auzim argumentele sale din nou. Adrian, salutare, bine ai venit la România în direct. Să zic, suntem și pe Facebook, nu uitați, sunt și acolo mesaje. Salut, Adrian! Bună ziua! Salutare dumneavoastră și ascultătorilor dumneavoastră. De ce am sunat? Aș vrea să împărtășesc o experiență proaspătă, numai veche de ieri. soția, operație chirurgie plastică și ca să dau și o, nu știu dacă e bine, regionalizare, să zicem Transilvania, Ardeal, mai aproape Cluj. Poți să zici și orașul. La nume nu putem verifica, adică aici o să vă rog să fiți cu mare băgare de seamă. Da, corect, da? Corect. Dar corect. Orașe putem spune că nu ni se întâmplă nimic. Și aș vrea să împart problema în două. Înainte de operație, pentru că nu am mult timp la dispoziție și aș vrea să fiu succint și să transmit informații și detalii, nu neapărat bla bla. Înainte de operație, cu toate că soția era gândită, trebuie să dau ceva la doctor. Eu de profesie nu prea primesc nimic de la doctor, de la bun început am spus că nu. Pasul 2, ne ducem, își face operația, vine înapoi, vorbesc cu soția, șpăguit sau neșpăguit? Ce nici nu mi-a mai venit să dau nimica, deoarece începând de la doctor rezident, bine, a fost înconjurată ca la nuntă de rezident, spital universitar. Așa. Nu am mai avut, ea mi-a spus așa, n-am mai avut posibilitatea și când m-am uitat cu câtă bucurie și bunăvoință să uitau studenții ăstea tine, mi-a fost rușine. De aici trecem la partea, mentalitatea noastră e problema? Sau faptul că oferim, iar cineva în partea cealaltă stă și așteaptă. Din punctul meu de vedere, comportamentul a fost ok. Eu m-am operat și în spital de stat, nu vorbim de privat. Totul a fost ok. Cred că totul se reduce odată la mentalitatea asta de a da, de a primi, cu toate că nu mai este în același repertoriu, sau de a te duce și de a susține dorința în baza legislației actuale, în ghilimele zicând. Cam asta am avut de transmis, pentru că era încă experiența proaspătă. Da. Și, atenție, era chirurgie plastică, adică înțelegeți ce înseamnă chirurgie plastică. Arăți mai bine, te vezi mai rău, te vezi mai ușor. Am înțeles. Și toată lumea mulțumită acolo, să zicem așa. A fost înconjurată de rezident, a fost înconjurată de doctor, și... care ea, de la început, trebuia să dea. Adică era mentalitatea, trebuie să dau. Dar discuție în salon nu a fost? Nu, pentru că sunt separați, având în vedere tipul operației și ăștia se mai separă. Eu când am stat, am fost operat și eu, bineînțeles că au fost discuțiile, dar majoritatea plecau de la ideea, dom'le, la cât au salariu acum, ce să-i mai cumpăr eu, o trotinetă la copil? Uite ce interesant, cum se schimbă lucrurile. Mulțumesc, Adrian, pentru povestea ta. Am pornit exact cu gândul ăsta, că s-ar putea să fie, și eu l-am simțit aici, poate așa, în orașele mai mari, e un pas înainte. Când v-am spus, România are pași spre schimbare semnificativi, dar nu cred că experiențele tuturor sunt la fel. Ion, salutare! Ești la România în direct. Salutare, bună ziua tuturor! Eu sunt medic chirurg în București și, în primul rând, aș dori să spun că sunt de acord cu ce a spus Cezar în luna mai. Sigur, dacă în cazul colegului nostru, domnului profesor, s-a condiționat actul medical, trebuie condamnat și iarăși pune o pată destul de urâtă asupra tuturor, de fapt. Dar dacă îmi permiteți, aș dori să spun câteva lucruri din perspectiva noastră, a medicilor. Ai zis înainte de știri că chiar anul acesta au crescut salariile. Îmi cer scuze, eu n-am observat nicio schimbare în susuraj, poate au crescut undeva sau la personalul auxiliar sau nu știu unde. Deci poate a crescut doar într-un anumit sector sau domeniu. În niciun caz, la mine n-am observat nicio diferență, asta pentru corectitudinea informațiilor și ca ascultătorii să nu creadă că peste, nu știu, 3-4.000 de euro mai primim 1.000, cum ai spus, cu 25%. Da, aveam această informație, o verific, îmi cer scuze dacă am greșit, e greu să cred. Eu n-am observat nicio diferență, chiar, uite, m-am uitat acum la Tuturaș, că l-aveam în buzunar din octombrie, și față de acum nu s-a schimbat nimic. Sigur, se modifică în funcție de câte zile libere au fost, câte ore de... Mă rog, mai sunt, variază, dar nu o variație de nici de cum de 25%. Ok. Legat în continuare de salarizare și de tot statutul medicului, aș spune că iar se discută atât de mult de sporuri, cu bani, cu nu știu ce, nu știu dacă știți că sporurile se dau la un salariu mai vechi. Adică, de exemplu, eu sunt mai bine plătit pe oră pe zi, că mă duc zilnic la spital, decât când sunt de gardă, când am urgențe, când am o activitate mult mai intensă și mai extenuantă. Asta nu știu dacă se știe acest lucru. Ok. Și acum, hai să ajungem de unde ai început. Da. Ai spus așa că ești de acord cu Cezar, da, că actul de mulțumire nu este condamnabil. Cum descrii mulțumirea asta? Mulțumirea poate să fie în mai multe forme. De exemplu, chiar recent am primit un tort foarte bun. E condamnabil că am primit un tort foarte bun într-adevăr. Nu vorbim de tort, nu. Am zis că judecata e legată de bani. Aici sunt înregistrări cu bani. Eu personal n-am condiționat și nici n-am prieteni care s-au să fi văzut o condiționare și am peste 40 de ani și am peste 20 de ani de experiență în acest domeniu. Sigur, mereu sunt zvonuri sau mereu s-au auzit că s-a cerut sau nu s-a cerut. Sigur, repet, e condamnabil, dar dacă pacientul la finalul actului medical, care o fie acela, indiferent, nu trebuie să fie neapărat chirurgical, poate să fie și de cardiologie, de boli interne, consideră că trebuie cumva să-și manifeste mulțumirea, nu văd o problemă. Repet, fără condiționare sau fără a crede... Dar ți s-a întâmplat? Aici vorbim că e greu de pus. Da, mi s-a întâmplat. Da, mi s-a întâmplat. Deci, fiind chirurg, la tine după operație au venit oamenii cu câți bani? Da. Spune-ne o sumă, așa că... Cum ai zis tu, de la 10 lei, 20 de lei, până la câteva sute de lei. Și ei luat? Neștiind cât sunt acolo, i-am luat, da. Are importanță cât era? Adică dacă era mai mare? Nu. Legat că întrebai tu sau te întrebai la cei cu 100 de lei sau cei cu 2000 de lei. Mă întrebam. Da, și acum, uite, asta e o întrebare pe care n-am avut ocazia să o pun niciodată. Da. E foarte greu de discutat cu cineva față în față și profit și eu de anonimatul ăsta. Te rog. Care vine X la tine? Uite, oricare dintre noi, că și eu am dat, am văzut de partea cealaltă, adică nu mă ascund aici, suntem sinceri până la capăt. Care e sentimentul tău când îți dă omul la bani? Dacă se întâmplă de multe ori să încerce, să zicem, acest gest, chiar la, poate la internare sau pe asta, care eu personal îl refuz categoric. În primul rând, nu știi, mai sunt chirurgie, nu știi ce se întâmplă, ce boală are poate complete, cum evoluează, nu e sănătos. Ulterior, îți oferă așa, dacă acest lucru se repetă, să zicem așa, nu știu dacă zic corect, îți dă și o încredere că, domne, uite, fac lucrurile bine, oamenii, e un fel de apreciere, hai să zic așa. Am înțeles. Deci o simți ca o formă de apreciere. Și unde? Cum? La tine în birou? Ai un birou? Sau cum să petreci? Nu, n-am birou. În salon? Se întâmplă unde se întâmplă. Nu. Am înțeles. Și ești, scuză-mi vorba asta, dar a intrat în limba română, ești confortabil cu treaba asta? Adică ești ok? Nu mă deranjează. Sunt momente când refuz complet. Sunt momente când inclusiv eu cumpăr medicamente pacienți sau diverse lucruri pe care spitalul nu le are. Au fost inclusiv când a trebuit să duc eu analize în alt spital și membrii familiei n-au putut să o facă și m-am dus eu, unde am plătit o taxă pe care n-am primit-o niciodată înapoi, adică cu chitanță cu tot. Adică sunt multe alte eforturi pe care noi le facem și, atenție din nou, să nu creadă nimeni că noi lucrăm 7 ore pe zi sau 5 ore sau 8 ore. Noi nu lucrăm la normă. Într-adevăr, sunt zile când, zicem, ai un program mai lejer, neavând atâtea operații, vorbesc de mine, nu vorbesc de alte specialități, dar sunt situații când, în loc să pleci la 3, cât ai, sau la 2, cât ai orarul, pleci la 8 seara. Uite, Ion, uite, acum, chestiunea e în felul următor. Mai am o întrebare, sună foarte multă lume și, sincer, mulțumesc pentru sinceritate. Nu vreau să mă arunc nici în judecăți, nici în critici. Dar să zicem, am putea găsi noi, statul român, societatea românească, un mecanism care să suplinească aceste sume de bani și de la care breasla tu să zici, băi, nu mai, uite, lasă, cu toată alergătura asta, cu tot sacrificiul meu, eu nu mai trebuie altceva. Îți mulțumesc pentru o întrebare. ar fi două lucruri. M-am și gândit la care ar fi soluția. Una ar fi ca și la noi criteriile de competență să fie introduse, adică cel care operează, zicem, 4 operații pe lună versus la care operează 20, iau aproape același salariu, ba mai mult, cel care operează doar 4 și are o vechime mai mare, ia un salariu mai mare. Deci aici inegalitatea sau dintre salarii. Și doi, trebuie să existe o lege a medicului. Noi nu suntem funcționari publici, suntem cumva asimilați funcționarului public. Dar noi nu suntem funcționari publici. Eu am lucrat în străinătate și fiecare medic, vorbim de chirurg din nou, avea contactul sau cu spitalul. Abia, domne, eu fac aceste operații, atâta costă spitalul, atâți bani aduc spitalului, în rest se ducea la orice oră, se ducea și în privat, nu erau aceste discuții că stai că se duce la privat în timpul orelor, ba nu se duce, ba cum se duce, deci trebuie reglementat. Eu aceste două lucruri le văd, adică criterii de performanță și o lege specială, dacă doriți, sau nu știu, clarificarea din funcționari publici, am înțeles. Exact, pentru care nu suntem, noi suntem o profesie liberală, noi ne scoatem o liberă practică anual. Adică nu știu dacă funcționăm, ce scuze, față de funcționarii publici, la primării, ei scot o liberă practică, ei au niște... Noi trebuie să ne facem niște puncte de educație medicală continuă anual. Mulțumesc pentru... public fac așa ceva? Mă scuzați, da. Mulțumesc, e foarte bună discuția asta și bine că ai avut curaj să suni pentru a putea vedea ambele părți ale problemei. De acum, să știi însă că o să urmeze judecata, nu neapărat a mea, a celor care ne ascultă. Să vedem ce spun oamenii. Alexandra, salutare! Nu, am pierdut-o pe Alexandra. Liviu, salutare! Te ascultăm! Salutare! O să încerc să fiu scurt, ca să intre cât mai multă lume în direct cu tine. Da, sunt de acord să dau după actul medical, dacă am fost mulțumit, nu înainte. Și vreau să vă povestesc câteva întâmplări. Când s-a născut fetița, nu a fost pusă la lampă, a avut icter, până când nu s-a dat ceva la asistentă. Era galbenă și nu-i mai trecea icterul. Și atunci am fost nevoiți să dăm. Când a avut soția o operație, trebuia să opereze un medic, a operat un alt medic. După operație m-am dus să mă interesez cum este. Și am dat plicul, a desfăcut în fața mea și ce domnule, doar atâta pentru ce am făcut. Și cât dăduse? Deci a fost un ganglion, ceva de genul, la mână, o operație cu 2 copci, n-a fost foarte mult, dar lui s-a părut puțin 200 de lei. Deci atunci m-am interesat la infirmieră cât ar trebui să dau. Nici noi nu suntem adepții datului, dar când vezi că ești tratat cu nepăsare și nu ești băgat în seamă, în momentele alea în care cel drag ție se simte rău, dai orice ca să fie bine. Și o altă întâmplare, natura serviciului de la data respectivă făcea ca eu să fiu îmbrăcat la costum. Eram într-un spital, pe un hol, o doamnă lăsată de izbeliște potară care țipa că moare și că nu mai poate, nu o băga nimeni în seamă. M-am dus la camera unde se ținea raportul medicilor. Fiind îmbrăcat la costum, m-au tratat altfel și imediat a preluat-o cineva pe doamnă. Uite. Deci, cum a spus și domnul de mai devreme, ar trebui să fie un criteriu de performanță și astfel ar trebui să fie recompensat. Un domn aici, pe Facebook, Matei David, spune așa: bine, ești mulțumit după actul medical, dar și dai cadoul și după ceva timp revine problema. Ce faci atunci? Mai dai un cadou? Nu știu, n-am fost pus în situația asta. Aha. Dar când am avut fetița de operat, s-a dus soția în camera anestezistului și i-a prezentat ce urmează să facă și că sunt foarte multe riscuri și poate să survină decesul și că și că. Iar în momentul în care i-a dat plicul, a zis, dar stai liniștită că o să fie bine. Aha. Până atunci urma să nu fie bine. Bine, asta e o vorbă. Deci asta zic. Da. Dacă nu știu, poate și alții, și eu m-am bucurat atunci când a venit un client mulțumit la mine și mi-a adus, fiind Crăciun, dulciuri pentru tot magazinul și ne-am bucurat cu toții. Am simțit-o ca pe o apreciere din partea clientului mulțumit. Da, cred că dacă funcționează așa. Îți mulțumesc tare mult. Ne scrie o doamnă din țara Bascilor. Ascult în direct și mă minunez, domnule doctor. Într-o societate civilizată Nu e normal să primești nimic ca drept de mulțumire. E serviciul pe care l-ai ales și ești remunerat pentru el. Locuiesc în țara Bascilor și nu am auzit pe nimeni în 15 ani care să dea bani ca drept de mulțumire. Rușine. Așa nu o să se descurajeze niciodată acei doctori care cer bani și nici nu se va eradica acest obicei. Vedeți că lumea deja îl categorisește în două situații. Șpaga înainte care, mă rog, e condiționare și cadoul de după care e mulțumire și uite că avem două telefoane în care, nu, Adrian ne-a zis că nu e ok, că lucrurile se schimbă. Da, asta pare că câștigă teren. Sorin, salutare, bine ai venit la România în direct. Bună ziua, domnul Striblea, bine am revenit, pentru că am mai avut plăcerea să intru în direct la dumneavoastră la câte o emisiune interesantă. Ca să fiu foarte scurt, haideți să te întreb pe dumneata, faci emisiuni bune, bine fundamentate, teme interesante. Ți se pare normal ca să vin eu și să-ți ofer ceva, o luați necuvenită, atenție? Nu mă refer la financiar. Ca ceva. Să fac ce? Vi s-ar părea normal să primiți așa ceva de la spectatori, de la auditori? De la auditori, nu, dar de la companie m-aș aștepta. Eu sunt foarte sincer cu tine, îți spun. Adică okay, mă aștept de la compania mea ca după emisiunile astea bine documentate, cum spui tu, să-mi dea niște bani. Mă aștept. În plus. Compania, lăsați angajatorul. Da, da, Eu vorbesc de la ascultători. De la ascultători, da, ar fi. Un judecător. Da. Face dreptate corect. Credeți că se așteaptă de la cine i-a judecat în mod corect să primească vreo atenție? E onestă, nu cred. E onestă comparația, întreb. Da. Da, eu... Se joacă cu viața omului. Atenție! Unii la propriu, unii la figurat. Se joacă cu viața omului. Știi de ce? Chiar pentru că e vorba de viață și de moarte. De asta te întreb. În momentul în care omul scapă cu viață și scapă de durere, are alte coordonate pe care funcționează. Și zice, băi, ăsta mi-a salvat viața. Aș face ceva pentru el. Ce să fac? Îi dau bani. Deci aici ne... Nu mi se pare chiar corect. Aici ne punem la încercare ideile, da? Nu înseamnă că te îndemn să dai bani sau să faci ceva de genul ăsta, da? Dar eu îți pun la judecat argumentele oamenilor care au vorbit înaintea noastră și cele ale doctorului care ne-a sunat mai devreme. Scuzați-mă, dar la dumneavoastră, nu la dumneavoastră, la Europa FM, acum câțiva ani, cu secția de ortopedie de la Piatra Nemț, la veniturile lor, deci discutăm de venituri, nu de salarii, la veniturile lor luau atenții pentru a acorda concedii medicale. E normal? Nu, asta este ceva... Este viața omului în joc când aici, îi dai un concediu medical? Aici e o chestie de corupție clasică, da, nici nu pun asta cu concediile medicale, s-a petrecut ani de zile în România și este un caz clasic de corupție, adică... Și se petrece pentru că eu sunt angajator și la prima săptămână sau cât este legea, plătesc eu din veniturile mele. Știu, nu și oamenii îți vin cu chitanțe și cu așa mai departe. Bun, acum fii atent, că e foarte simplu de zis așa și sunt de acord cu tine. Dăm soluție, pentru că uite, soluțiile care sunt până acum nu funcționează și pare că nu funcționează nici frica, nici toleranța zero. Venituri. Domnul, eu am fost operat pe inimă, da? Ok. Cu... o atenție și o îngrijire deosebită, fără să se pună vreun moment problema unei recompense. Și când am încercat eu să aduc vorba la o asistentă la terapie intensivă, am încercat să aduc vorba, nu că am spus, uite, îți dau atât, mi-a spus, alo, domnul, eu lucrez pentru bunăstarea omului. Punct. Da? Deci așa se discută. Eu am fost operat înainte de 90 la Brașov, am încercat să dau, iar doctorul acela a spus, alo, nu pleceați din spital. Ei, stai că, stai un pic, că nu era perioada comunistă să înțeleagă lumea că în comunism era vreun rai din punctul ăsta de vedere, aș zice că din perioada comunistă un doctor bun câștiga 3.000 de lei pe lună, la un salariu mediu de 2.500. La salariu? Eu zic că un medic în perioada comunistă... din altă, se plimba cartușul de chent în spital. Și da. Mulțumesc mult. Toleranță zero, zice ascultătorul nostru și e însoțit de un mesaj de pe Facebook. Sunt inginer de service, uneori clienții îmi bagă în buzunar niște sume infime să beau și eu o bere. Nu i-am luat niciodată, i-am refuzat și dacă nu-și iau banii, i-am lăsat să cadă pe podea și am plecat. Să iau bani pentru munca mea care e deja plătită de client ar însemna să-mi bat joc de mine. E adevărat, da, vedeți că la privat nu se mai dă acolo, plătești el la fel ca la service. Marea problemă intervine în zona asigurării publice de sănătate și a serviciilor proaste din spitale și a faptului că sunt puțini medici și asistente pentru munca de acolo și nimeni nu mai are timp să zâmbească. Unde stăm? La linia 10? Da? Sorin? Nu, mai sus. Marius, salutare, Marius. Salutare, binevenită. Salutare. Cred că pur și simplu noi, pacienți, ar trebui să fim toleranță zero. N-ar trebui să dăm bani. Am o rugăminte, vorbești pe speaker și, sau pe cască. Da, deci, și... da. Deci n-ar trebui să dăm bani, sincer. Am o experiență, bine, experiență în sensul că am fost la un mare spital în București, profesor universitar, în sfârșit pentru un consult. S-a întâmplat să așteptăm undeva la 45 de minute, eram 6 persoane într-un cabinet, vorbim de interiorul cabinetului. O asistentă lua o tensiune, un puls, niște lucruri, era un medic suneți, pentru inimă, în sfârșit, îmi scap, îmi cer scuze, și stând de vorbă cu oamenii, toți pregăteau plicuri cu bani, 700 de lei pentru un consult. Eu am spus, domnule, dar eu nu dispun de suma respectivă. Încă o dată erai la stat? Erai la stat? Adică... La stat. Mare spital, renumit, nu contează, nu dăm nume, nu are stat. Și am spus, domnule, dar eu nu am banii respectivi. Zice, a, lasă că îi dai data viitoare. A venit medicul, fiecare s-a așezat pe pat, consult de 4 minute și fiecare cu plicul direct în buzunar. Bine, medicul avea o postură în așa fel încât plicul să ajungă direct în buzunar. Vă spun sincer că am renunțat la medicul respectiv pentru că nu-mi permit, adică nu mi-am permis lucrul ăsta. Și o altă situație cu care m-am întâlnit, m-am operat la Ploiești, la ortopedie, spital de stat, m-a costat undeva cu păcile de rigoare. Undeva la 900 de lei. Situația a fost, m-am dus la camera de operații, la salon, adică la camera unde se opera, și medicul mă întreabă, ai bani pentru anestezist? Și eu îi spun, nu, că mă zvoane pe nepregătite. Zice, nu e nicio problemă că îți dau eu și mi-i dai mai târziu. Te-am promutat. Fix chestia asta, deci nu credeți-mă că nu vorbesc din prostii. Și un prieten de-al meu s-a operat la o săptămână la clinică privată, a primit înapoi de la statul român 700 de lei de cont. Pentru că s-a operat la privat și a primit cât ar costa operația pur și simplu dacă o făceam în spital de stat, așa, și el a plătit 1200 de lei, care a ieșit în avantaj, având în vedere că s-a dus cu mâinile în buzunar și a plecat cu mâinile în buzunar. Aș vrea să te întreb așa, consider că, apropo de cei 700 de lei, că dacă reușești să ajungi la un profesor universitar, unul al cărui măiestrie este recunoscută și vor să vină mulți oameni la el, consider că trebuie să plătești în plus sau nu? Nu. O să vă dau un exemplu foarte bun. Am avut o problemă de sănătate foarte serioasă. O să zicem că încă o am. Nu contează. Și am ajuns la domnul profesor X. În vârstă de 86 de ani. Îmi scapă. Mănăilă. La domnul profesor Mănăilă. Toată lumea știe de domnul profesor Mănăilă. Domnul profesor Mănăilă dimineața de la ora 8 până la ora 10 acordă 2 ore din timpul lui și dă consultații gratuite, fără bilet de trimitere și fără niciun fel de plată. Sunt de acord cu tine, dar ăsta e un gest voluntar, benevol. Ăsta e un gest voluntar. Eu te întreb dacă ar fi corect în societate ca un super profesionist să fie plătit în plus pentru că e super profesionist. Nu, ar fi corect în societate un super profesionist să fie plătit de un super salariu de stat, dacă nu și dacă nu ești mulțumit de ceea ce primești la stat, pur și simplu, un super profesionist cred că și-ar găsi locul într-o clinică privată. Ok, am înțeles punctul tău de vedere. Eu sunt de acord și credeți-mă, în momentul de față sunt în situația în care decât să merg la stat, mai repede accept o clinică privată. Având în vedere că acolo plătești un cost, o parte din bani ce recuperezi prin Casa de Sănătate, foarte multă lume nu știe lucrul ăsta. Foarte multă lume nu știe pentru că, adică te duci într-o clinică, te operezi, faci niște intervenții, în baza actelor doveditoare că ai făcut lucrul ăsta, îți primești bani, o parte din bani de la Casa de Sănătate a statului român. Contracte. Am făcut la un moment dat, da. Îți mulțumesc tare mult. Am făcut la un moment dat o emisiune cu fostul președinte al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate și am descurcat un pic ițele acolo. Da, aveți drepturi și în relația cu clinicile private. Atenție, studiați dacă acestea pe problema pe care o aveți voi au contracte cu Casa de Sănătate. Dacă puteți deconta, întrebați asta întotdeauna. Ce anume puteți deconta, cât deconta, cum să face lucrul ăsta. Trebuie să învățăm și noi să facem lucrurile astea. Cosmin, salutare! De care parte a situației ești? Da, din punctul meu de vedere, bună ziua tuturor, din punctul meu de vedere, cred că nu ar trebui să dăm noi în primul rând, iar doctorii la rândul lor să nu primească. Am să vă spun pe scurt două întâmplări, pentru că de-aia m-am înscris la cuvânt. Acum, în urmă, cu foarte mult timp, cu mulți ani, am avut, fiica mea a avut o fractură de femur. Am dus-o de urgență la spital, trebuia operată de urgent, dar în noaptea aceea, dar s-a stat până a doua zi spre seară. Eram foarte stresat și eu și soția, eram foarte... și nu știam ce se întâmplă, de ce nu operează nimeni, de ce doctorul de gard nu intervine și așa mai departe. Copila fiind foarte mică și a ieșit asistenta, mi-a spus exact din ce cauză. Și am luat măsurile respective. Adică ce cauză? Adică cauza că trebuie să dăm ceva înainte ca domnul doctor să opereze. Asta se întâmpla, vă spun exact, în 2006. Da. Domnul doctor atunci era directorul Spitalului de Pediatrie Sibiu. Dar ulterior, din 2006 azi e 2022, când realitățile din medicina românească s-au schimbat. Sunt altele. Categoric. Acum, să vă spun o întâmplare din 2020. Socrul meu este destul de în vârstă, nu foarte în vârstă, undeva la 80 de ani. Am fost la un consult la un spital privat în Sibiu și în urma consultului a avut nevoie de ceva stenduri la inimă. Mi-a recomandat să mergem la spitalul de la Târgu Mureș. Ceea ce am și făcut, cu trimitere ne-am dus la spitalul de stat din Târgu Mureș, Spitalul Municipal, a fost internat, acolo este un doctor renumit care face aceste operații, să le zic, aceste stenduri. Ne-am dus, am așteptat în ziua în care trebuia să fie puse stendurile și nu se întâmpla nimic, adică socul meu nu venea în salon și m-am interesat care este treaba. O asistentă m-a dus până acolo, aproape de sala unde se făcea intervenția și acolo am rămas uimit pentru că erau foarte mulți oameni care stăteau la coadă, adică erau 3-4, cu mine cred că 5 persoane, nu mai știu exact. A ieșit doctorul și pe rând am intrat într-un fel de cabinet foarte, foarte îngust, ca un fel de cămăruță. Mi s-a spus exact câte stenduri și care este prețul unui stand. Da, da, care e costul lor, da. 100 de euro este un stand pe inimă, atunci atâta era. Știu povestea asta, aici nu mi-e foarte clar dacă este costul produsului care are calități diferite sau ceea ce să... Nu, am avut opțiunea să cumpărăm standurile noastre, așa. Adică mi s-a propus, puteți cumpăra anumite standuri și veniți cu ele. Dacă nu, noi punem o altă calitate care nu vă costă nimic. Calitatea care o are spitalul. Așa, neavând bani foarte, pentru că un stand de o calitate foarte mare costă destul de mult. Asta ai văzut-o ca șpagă sau cum ai văzut? Am văzut-o ca o șpagă. Vă spun sincer, am văzut-o ca o șpagă. Socul meu era, vreau să vă spun că era pe targă, pregătit să intre pentru lui, se aplica stand-urile și nu a intrat până în momentul în care nu am dat plicul. Deci, efectiv, nu a intrat. În momentul în care i-am dat plicul domnului doctor, nu este de... Este român, dar nu este... naționalitatea lui este... Te rog să nu dai detalii clare de identificare, că intrăm în alte necazuri. Aici nu avem cum proba nimic. Noi vorbim la modul general. Din punctul meu de vedere, ca să nu lungim foarte tare. Ca orice meserie, acești doctori care lucră cu statul nu ar trebui să ia absolut nicio șpadă, pentru că oamenii vin din diverse pături ale societății, nu toată lumea are bani. Nu văd de ce ar depinde sănătatea unui om de banii care îi are fiecare. Poate unii au, poate unii n-au. De ce să depindem de aceste lucruri? A, vrei să plătești, te duci la un spital privat. De ce la spitalele private nu se ia șpagă? Adică avem atâtea spitale private. Că omul are mulțumirea că a plătit. Da, asta e problema. Atâta te costă operație de apendicită, dau exemplu, sau orice, o fractură atâta costă, dar acolo doctorul nu ia șpagă. Mă întreb de ce într-un spital privat doctorul nu ia șpagă și într-un spital de stat așteaptă. Mulțumesc mult. Pentru că în spitalul privat probabil că este plătit conform înțelegerii sale față de actul medical. S-a dus și a negociat. Uite, atâta fac, te costă atât. Și atunci, tranzacția asta este corectă. În momentul în care lucrezi în sistemul public, pe lângă faptul că nu ai cam tot ce-ți trebuie, contractul nu prea îl poți negocia. Ăștia sunt termenii, asta facem, asta ți se dă, indiferent de cantitatea de muncă pe care o ai. Încerc o explicație. S-ar putea ca problemele să fie mult mai complexe, dar în egală măsură s-ar putea ca dintre ele să dispară. Tudor, cu vești bune sau vești proaste? Bună ziua, Cătălin, bună ziua țării ascultătoare FM. Da, am avut câteva experiențe cu actul medical. Sigur, o experiență pe care eu nu am avut-o personal, dar m-a impresionat cu mulți ani în urmă, era la Tulcea, eram turist și am cunoscut o familie de oameni fără o potență financiară deosebită, care se plângeau că trebuie să vândă foarte multe lucruri de prin casă, că trebuie să plătească un transplant de rinic pentru fata lor, că doctorul de acolo, de la București, le condiționa actul medical. M-a impresionat lucrul acesta. Sigur că condiționarea unui act medical trebuie să fie aspru pedepsit, pentru că oamenii aceia au depus un jurământ. Bine, acum trebuie reținut, știu că le-am spus atunci, dar oameni buni, merge și căutați un alt medic, pentru că nicio persoană nu este de neînlocuit, de neschimbat. Și? Bun, și eu am avut operații, am avut niște operații destul de importante la plămâni și în spital mă întrebau, deci acum eu, când veneau noi pacienți, mă întrebau cât ați plătit? Nimic. Ei, nu se poate, domnule, că trebuie plătit, că nu ne bagă în seamă. Domnule, eu n-am plătit și nu plătesc. Deci, adevărul e că nu am vrut să plătesc. Și a fost bine? Cum mă rog? A fost bine? Da. Deci am întâlnit și situații cu tatăl meu când l-am dus la spital și a venit doctorul de gardă, care de fapt nici nu avea nicio problemă, intervenție la momentul respectiv, dar atâta se învârtea să-i dau bani. Ei, nu i-am dat bani și am văzut o atitudine foarte ostilă la final, dar eu am continuat să am grijă de tatăl meu acolo în spital și au venit alți medici care într-adevăr se ocupau, dar el venise așa, acum hai să vedem, poate că jupui. Părerea mea este că noi, pacienții, și am mai avut pe tematică de genul acesta și eu cred că noi îi învățăm pe medici cu așa ceva, că noi în principiu mergem, pacienții mergem și domnul doctor, haideți să vă dăm ceva. Îi le rupem buzunarul, cum se spune. Și pe urmă, la un moment dat, se obișnuiesc. Da, exact asta a spus Ion la începutul emisiunii. Ții minte medicul chirurg care a deschis emisiunea și a zis, la un moment dat, te obișnuiești cu această... Exact. Noi obișnuim și după aceea, pentru ei devine o obișnuință, adică, de la A am luat ceva, dar B, care urmează, nu îmi dă ceva, că s-ar putea să fie aceasta o normalitate, dar nu este normalitatea. Și vreau să spun că am fost la un spital, nu știu dacă am voie să spun chestia aceasta sau nu. Cătălin, am voie? Depinde ce vrei să spui. Dacă vrei să acuzi pe cineva în mod direct, nu. Nu, deloc, dimpotrivă, să te liciti. Deci, da, unde te-au refuzat? Zi spitalul unde te-au refuzat. Spitalul militar. Okay. Deci, pur și simplu, nu se ia nimic acolo. Am vrut, într-adevăr, la un moment dat, să dau de mulțumire cuiva, nici vorbă. Și pe pereți acolo, ce spunem, numite. Deci am fost foarte plăcut impresionat. Mulțumesc mult, da. Eu cred că România face pași. Nici n-are cum să fie altfel, pentru că noi călătorim, învățăm de o parte și de alta, alcătuim alte relații sociale. Venim dintr-o vreme tulbure și încercăm să o facem mai bună. Sigur că asta nu se va întâmpla nici ușor și nici acum. Dar, dacă vreți să faceți un pic mai bine, aveți telefoane la îndemână. Când vă supără cineva, aveți numărul de la DNA și de fiecare dată când ieșiți din spital, primiți un SMS în care puteți să povestiți autorităților din România ce și cum e acolo. E un instrument util pentru toată lumea implicată în povestea asta. România în direct se încheie aici. Eu sunt Cătălin Striblea. Spor la treabă tuturor! România în direct cu Cătălin Striblea la Europa FM.